Bună dimineața, dragilor! Într-adevăr, și astăzi rămânem la vreme caldă cu un cer variabil, dar și cu norări temporare în vestul, nord-vestul, centrul, estul, sud-estul țării, precum și zonele de munte, unde izolat se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturi frumoase pentru această dată, vânt slab și moderat cu intensificări în zona montană înaltă și în sud-estul teritoriului. Mergem în Maramureș, unde ne așteaptă vreme variată, vor fi condiții de ploaie pe mai tot teritoriul, dar se va arăta și soarele. Temperaturile vor fi în normalul perioadei, astfel că maximele se vor încadra între 23 de grade în Satu Mare și 24 de grade în Baia Mare. Aceeași vreme variată ne așteaptă și pe teritoriul Crișanei. Soarele își va face loc printre norii, ce vor aduce ploi pe mai tot teritoriul. Temperaturile vor urca astăzi până la 26 de grade în Oradea și 27 de grade în Arad. Cel mai mult noros se anunță astăzi și în Banat. Ploile vor ajunge în special în partea de vest a teritoriului, în timp ce soarele va fi destul de timid. Maximele termice se vor încadra între 26 de grade în Reșița și 28 de grade în Timișoara. În Oltenia ne vom bucura în continuare de vreme caldă și de prezența soarelui. Spre seară se vor aduna norii și este posibil să plouă slab în nordul teritoriului. Valorile termice de astăzi vor urca până la 28 de grade în Craiova și Slatina și 29 de grade în Drobeta, Turnul Severin. Norii se vor aduna astăzi deasupra Transilvaniei și ușor-ușor vor pune stăpânire pe mai tot teritoriul. Sunt anunțate condiții de ploaie în majoritatea zonelor, iar temperaturile nu vor mai depăși 23 de grade în Miercurea Ciuc și 27 de grade în Târgu Mureș. Cer noros și ploi sunt așteptate astăzi și în Moldova. Din fericire, temperaturile se vor menține ridicate, astfel că maximele se vor încadra între 26 de grade în Suceava și Piatra Neamț și 28 de grade în Focșani și în Galați. Pentru Dobrogeni, meteorologii anunță cer variabil, dar nu este exclus să apară și ceva ploi slabe. Temperaturile vor urca până la 23 de grade în Sulina și 29 de grade în Cernavodă. În Muntenia, vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal la această dată, chiar dacă norii vor fi prezenți încă de la primele ore ale dimineții. Sunt așteptate și ceva ploi slabe, îndeosebi prin nordul și estul teritoriului. Temperaturile de astăzi vor atinge valori de până la 27 de grade în Pitești și Târgoviște și 30 de grade în Călăraș, în Giurgiu și în Slobozia. În capitală se anunță cer variabil și maximă de 30 de grade. Soarele se va arăta și mâine în București, aducând în termometre undeva la 30-31 de grade. Sâmbătă vor fi condiții de ploaie, iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 29-30 de grade. Iată, ne ajungem în cea de-a treia decadă a lunii septembrie, cu vreme foarte frumoasă și temperaturi ridicate. Chiar dacă avem ceață dimineața și seara și norări pe aici pe acolo, ne situăm destul de bine pentru această dată. Cam acestea au fost informațiile despre vreme momentan. Vă doresc o zi excelentă! Răzvan!